cântarea pe care vreau să o cântăm înainte de a... După ce voi citi Cuvântul lui Dumnezeu, spune așa: destinul tău e să învingi. O știți? O vom cânta împreună cu biserica. Fratele Emi a învins. Și a învins împreună cu Hristos. A învins împreună cu Iisus. Și un cuvânt care să fie, în primul rând, pentru fratele Emi, care este sărbătoritul cerului în seara aceasta și sărbătoritul nostru. Bineînțeles că Domnul Iisus este primul sărbătorit, dar în cer e sărbătoare, așa cum spuneau frații. Voi citi din Efeseni, din capitolul 4, începând cu versetul 1, și Domnul să ne ajute să împlinim aceste cuvinte. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Domn, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Amin. Vrem să cântăm această cântare împreună cu toții, anume cu instrumentele, cu vocile și, în primul rând, cu inima.
cunoscută, care am cântat-o de multe ori împreună cu dumneavoastră, am și înțeles că vă place mult cântarea aceasta, să o cântăm. Va veni Domnul. Domnul Iisus vine, va veni Domnul când nici nu o să știi și vom zbura sus pe cer, spre veșnicii. Ziua nu-i departe. Să luăm aminte și să ne pregătim.